Centrul municipiului urmează să intre în șantier. Betonul amprentat va fi acoperit cu piatră cubică. Târgujienii se declară dezamăgiți de așa zisa modernizare a zonei centrale. Ce să zic, s-au schimbat cam multe pe aici și se vede. Nu mai dăm exemple, nu vreau să critic pe nimeni, dar eu zic că acum, înainte de alegeri, cam toți fac. Se pare că au fost cheltuiți prea mulți bani în această perioadă? La ce s-a făcut, da. Adică ce nu s-a făcut, mai bine. Se s-au cheltuit foarte mult. Pe nimic. Lucrurile au fost făcute, reluate, din nou făcute? De ienuri. Și promisiuni, la fel, vin alegerile și promisiunile rămân. Deci ca la fiecare se începe, da. Și rămân promisiunile. La 4 ani ni se promite ceva. Că necesită o îmbunătățire. Nu știu, dar nu e bună deloc. Nu e bună, nu e. Pentru toată lumea, și pentru copii, și pentru noi, ai mari, și pentru... Nu e bună. Ne dor picioarele pe ele. Și am vorbit cu cineva cu mașina, nici mașinile nu pot să meargă. Strică motorul. Fix în zona aceasta au făcut o investiție de 6 milioane de euro. Facă, pot să facă și 500 de milioane, dar dacă nu-i bună, nu-i bună. Deci măcar să le facă, dar să fie bine. Să fie bine, să trăiască 100 de ani. Cum omul vrea să trăiască 100 de ani și parchetul să trăiască tot 100 de ani. Dar cum vi se par aceste lucrări făcute în ultima perioadă? De mântuială. Cetățenii sunt dezamăgiți de piatra cubică montată în diferite locuri ale municipiului și consideră că nu ajută la îmbunătățirea aspectului. Ba mai mult, mai rău arată. În parcul de la statuie este o porcărie, nu e piatra cubică, e o imitație de piatra cubică. Și din punctul meu de vedere, cea mai mare prostie care a fost făcută vreodată, deoarece au fost dalat frumos, dalele puteau să mai trăiască zeci de ani. Așa cum marea prostie s-a făcut cu pavarea zonelor de înaltă cultură. E vorba de masa tăcerii, unde s-a pus o tâmpenie și la coloană, s-au pavat cu niște piatră subțire, se zice că au fost făcute studii de către francez. Cum să vină un francez să spună ție că vântul care bate și ridică firicelele de nisip și lovesc în pietre nu le distrug? Și asfaltul care era, vezi, Doamne, le distruge. Asemenea, oameni cu grad de cultură și cu cunoștințe vagi, efectiv parcă sunt luați nu de la coada caprii, de la coada oii din vârful muntelui, adus și pus să reprezinte cultura Gorjului. Cred că este cea mai josnică lucrare făcută vreodată în detrimentul Gorjului, în detrimentul omului. Iar tu, ca doamnă, care te deplasezi la o, mă rog, o sindrofie, o cununie, o nuntă și porți pantofi cu toc prin piatra cubică a lui Romanescu, îți rămân toacele acolo, te întorci înapoi să schimbi pantofii. Copiii, dacă cad după o bicicletă și se lovesc, aia sunt. Iar dacă vor să schimbe și pe aici, înseamnă că țara asta a luat o raznă. Nu mai este condusă decât de dobituci. Altceva n-am ce să vă spun decât îmi pare rău că trăiesc să văd asemenea tâmpenii. Zona centrală va intra în șantier. Betonul amprentat va fi acoperit cu piatră cubică. Spațiile verzi vor fi reamenajate, iar fântânile arteziene, care nu mai funcționează de ceva vreme, vor fi și ele modificate.